frate, mă. Când eram de 11 ani, am plecat la mănăstirea Cozanșa, la oile mănăstirii și pădurarul domn nostru, Constantin. Da, am plecat cu fratele cel mai mare, care a murit călugăr aici, părintele Vasile. Și aici am venit în 29. Am venit, doi frate am călugări aici care au murit aici. Ei m-au adus, eu aveam 15 ani și se facă m-au adus. Tatăl meu a avut stân și aici m-a dat la voi 12 ani și jumătate. Și mergând cu voi, citim cărțile Sfinților Părinți. Părintele Gerasim știe toată psaltirea pe de-a rost. Și dormim noaptea în sicriu, trei ori, atât. Ia duc aminte. Nu găsăi să vă să le ia atunci un pat, tăl dormim pe rogojin jos, pe scaune, și vă patul din ei aveți să crie sărat. Ăsta eram 29, cât ani a venit 29? Nu eram născut. Cum se poate? Dar câte ani ai? 43 sunt născut. Mânca varaiu să vă... Starețul Ionice Moroi din Sfântul Munte Atos. El m-a călugărit în anul 37 în Potul Sfântă Marie. A fost stareț aici 35 de ani. Aici ala o slujit aproape 20 de ani Sfânta Liturghiei numai cu Sfânta Împărtășanie. Nu mânca nimic în el, a trebuit cu cartea Sfântul Teodor studită. Sau Sfânt Ioan Scararul sau Prologul. Să ne cinească cuvânt. Nu mai sâmbă, dar duminică dacă gusta ceva de mâncare. O stare mare, stare. Când te duceai la spovăduit, că ai spovedanie săptămâna. Dacă nu spuneți-mi, ia vezi, dacă cu tare lucru de ce ne-ai spus? Cu tare lucru de ce ne-ai spus? Îți spune ce ai făcut, care n-ai spus. E, era vădător cu Duhul. Ioanice Moroi, stara. Era tuma de la Brașov. Da. Eram stareț aici, că am fost stareț 7 ani aici. Și de ei m-au chemat Patriarhul Iustinian la București. Fugi! Și ocupă mănăstirea Slatina. Când eu ies statul, o facă spital. Cum ai fost spital acolo 70 de ani înainte de primul război mondial. Să te duci cu 30 de călugări. Și eu am zis că e prea fericit de nasă margă călugări. La noi e regula Sfântului Munci, uite așa, nu se mănâncă carne. Cu trine la mediul nostru, spovedanie, săptămâna. Du-te în sala Sfântului Sfântului și fă regulă. Toată asta a făcut în 24 de puncte și a doua au aprobat o sinodă. Unde se duce părintele de Cleopa cu 30 de călugări. Toate mănăstirile care aparțin de el va fi regula Sfântului. Regula de picona la biserici. Da, da. Ia aduc aminte. Și apoi la Slatina am stat 12 ani și ceva. Am avut 8 mănăstiri pe capul meu. 6 de căruși, 2 de mai, Vața Moldovită și așa. Și m-au arestat comuniștii de 3 ori ca să nu mai învăț lumea. Da. Dar ce învățați lumea, părinte Cleopa? Păi, predică, cariera a doua, vorbit de la Evanghelie, Evanghelia zilic. Da. Vă spun că eu predic și oameni pun tapina jos. Eu m-am plecat în pustie. Am zis că plec la spital într-o noapte și dus am fost. În creierii muntelor Stănișoara. Nu m-am îngheat pădurare, eu știu unde mine, e mor de mult, mag să-mi dublă.
acolo am stat atâta ani, din câte am trecut, măi băieți. Da, și când m-au adus din pădure, Patriarhul Justinian, o stat o noapte de mine cu mitropolitul Craiovei, cu femeia, mă facă episcop. Dacă mai spuneți prostii de astea, mâniți la piața dediu, mă duc chiar în puțin. Și am m-a lăsat în pașă. Nu-mi trebuie nebunii de astea. Episcop, te fi un tânăr sănătos, cu studii mari, cu viață sfântă, viață orală. Așa trebuie să fie. Ar trebui să fim cu Dumnezeu în toată clipa. Au și spune Psalmul 33. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Că rugăciunea e viața sufletului nostru. Pururea să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai văzut Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui binecuvântează sufletea. Ai văzut marele apostol Pavel, mai clar spune. Neînșetat vă rugați. Câte ceasuri vă rugați voi dimineața? Și câte țară? Sunt Ioan Gurdea spune, seara să rogi 3 ceasuri, dimineața 3. Și la miezul nostru măcar un ceas. Câte ceasuri vă rugați dimineața, că vă ascultă? Ceasuri nu. Ar trebui, dar nu ne rugăm ceasuri. Vezi? Și vine moartea mâine pe mine. Mântuitorul a spus, privegeați și vă rugați că nu știți ziua nici ceas. După ce te rugam măcar 10 ani, cu limba, cu buzele, cu gura și cu glasul, ai să vede la o vreme că sunt nevoie și aia ce duce gura să întreagă mintea. Nu o să le duce așa numai aiure. Da, așa m-am învățat, am scris atâtea cărți, că am cărți scrise și la Brașov, asta, și la Galați, și la București, și la Bacău, și la Iași, și la Mănăstirea Neamț, am cărți scris care s-o tipări și s-o da la mine. Au fost aici 5 delegații atunci. Da, și Getul Patria a fugit să săracul. Era la spitalul Elia, s-a fugit pe la o stat pe la castelul Pieliuș, la Senaia. El e cu satul aproape de mine, îi cunoaștem din copilării, teoctist. O vine de natul, măi, vă face de bajocuri. Se băgați un moșneac putred în fruntea bisericii. Că biserica este în necaz. Nici n-am vrut să aud. Că eu vine mai mult de delegați. Am aștept să criu. Că-s gata. Am dat pe 87 de ani. Am 7 operații, mâna asta e ruptă, uite, s-a umflat, nu pot. 32 de zile am purtat gips, am unelul ăla la țeta. Un zi iară unul la mine aici și spunea, iar am fotografia pe Nicleopa, a plecat în pustie și a murit. Mâine pe mine plecăm, toți plecăm. Nu rămâne nimeni, dar nu știm când. Eu de-am un veșnic a pomnit. Lasă, băi frate, du-te cu șmecheria asta de aici. Toți sfinții național români care s-a sfințit pe pământul românesc, în Dobrogea, în Ardeal, în Muntenia, în Oltenia, în Moldova, în nordul Moldovei, în Bucovina. Tot a fost de mare folos pe vremea lor de a îmbărbăta poporul în credință, în timpul războaielor, de a lupta cu credință să păzească Sfânta noastră țară și Biserica Națională și poporul românesc.
ei a dovedit nu numai cu cuvântul, cu viața și cu trăirea lor. Ai văzut Ștefa cel Mare cât de puternic, nu făcea nimic până nu întreba pe Danis Ihas și duhovnicul lui părinții oameni, nu din cutare. Pentru că era multă credință atunci și multă apropiere între conducătorii țării și între sfinții români sihaștri și stareți și teologii ai țării. Ia vedeți voi! Toți voievozii noștri și cei mai vestiți care a păstrat istoria națională al vezi pe Mircea cel Mare și al bătrân. Se odihnește la Cozia și-a făcut mănăstire la 1381. Lângă dânsul și aici, că e aici, odihnește monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul. El a unit cele trei principate, știți că și Ardealul și mama lui călugăriță. Ștefa cel Mare, 47 de ani a împărățit și mama lui a murit călugăriță, Maria Ultea, la mănăstirea Probătă, e lângă Petru Iares, acolo. Ați văzut. Risandu-și e bun cu Doamna Ana. S-a făcut mănăstirea Bitrița, unic titlul și Ștefa cel Mare și Petru Iares și Răpușneanu, patru titlurile. Fiecare își făcea mormântul într-o mănăstire, dacă mor apărând țara, să fiu pomnit la mănăstire sute de ani. După cum vezi că îi pomnim de sute de ani, stitor mari. Aici au trăit 14 ani Daniel Sihas, înainte de a pleca în pustia Putnică. Aici au trăit sfinți mari, stareții Voronețului, care a trăit în secol, și Zosima, care a făcut prima sihăstrie în secolul 1514, a venit cu 30 de călugări din Mănăstirea Neamțului, a pus temelia în Mănăstirea Secolului. Prin aceste locuri, când am venit eu aici în pustie, în munți, era 50 de sihaștri. Când te ducea la el, îți spunea pe nume, cu diceam. Și 27 de maici era, între care Maica de Novi era fiică de ministru din București și avea acte de la Carol I. Se poate sta în toate păduri de stat. 60 de ani în pustie. Avea 10 ucenici. Era pe obraz cum e cămașa și de alu. Post. Mă întreba, știi statirea Bidearos? Eu eram cu oile mănăstiri. Că nu n-am pe stii munții. Dacă ați merge în munții, vedeți câte urme de bordei și de pește prin ăsta sfinți. Câți furnici am găsit noi cu peșteri, era una, Magdalena avea 10 ușenici aici la munte de Pădătura. Era Maica Isidora în pustie de 50 de ani, Maica Zenobia, Maica Cleomida, câte mai, da călugări, câți furnici era. Am întâlnit un episcop rus, Ivan, cu Nirodeacul, va să avea în bătrâni. O statuie, uite așa s-o uita la noi, era, de când era prigoană, nu știu, pe bice, fugit, era tuma din noi. Și oile s-au uitat și câinii n-au bătut la el. Și ne-au dus pe nume. Și eu spun lui frate Vasile, frate Vasile, te pregătești că la primăvară pleci la Domnul. Și fratele meu, luna lui Mai, a murit. Așa Sfântul Trăitei. Au spune Sfântul Ioan Scăraru, puterea împăratului stă într-o multă voștire și puterea celui din pustie într-o multă rugăciune. Căderea celui din oștie ne-a ascultat. Căderea celui din liniște dacă împutunează praga. Că dacă te rugai zi și noapte, cădeai că ești în Sfânta Sfinților. Și îți ajunge o cartoafă și o leacă de urzici făcute cu apă. Te întărie puterea Duhului, că poți să-i Maica sănătăță. Și lungimea vieță, măi frate! Mânca la rai! Dar mai sunt pusnici? Mai sunt și acum. De unde s-au întâlnit doi pădurari, cu doi pusnici, bărbele până la Brâu, la muntele Comori, eu știu unde din Comori, de la Hangu, în Colosul Buhalnița. Și eu întreba părintele, de unde sunteți? De unde ne-au dus mila Dumnezeu? Aveți nevoie de ceva? De mila Dumnezeu? Nu a spus mai mult. Nu a spus unde stau. Mai sunt pusnici acum.
la care îi pune că acum n-are nevoie să-l găsească cineva. Are nevoie de rugăciune înaltă. Au, eu am trăit surul ăla 9 ani și 7 luni pe munt, știe mila Domnului. Dar n-ai voie să spui semnele și cât ai pătrut și cât ai avut. Și nu povestea de tare. Sfântul Părinte, nu-mi dă voie, v-aș spune eu că acolo nu vorgeri de dar, și acolo vorgeri cu dânsul. Atunci se vezi cu cine aia de lucru. Dar pusnicii se mai întâlnesc între ei? Păi mai coboară spre mănăstiri, la spovedanii? Da, știe Domnul, ei dacă-s preotul, mă duzească unul la altul. Dacă au câte un preot cu dânsul. Mai sunt și acum, dar se retrași. Tare, că când au fost comuniști, eu scos, mi-aduc aminte, un șef de post, unul Pășcăneanu. O adus trei pune tuma de la fundul Nediei. Unul, Timotei, atâta ea, dar barba era până în pământ, de la Procuvus, că ești ala. Și unul va să ducă Timotei, ăsta la așa la înalt, ăsta Timotei, Nicodem și Melete, da.